În august, în ultimii 5 ani, 6 ani, am făcut diferite lucrări. De obicei, în această lună, îmi băteam capul să dau spațiu la albină. Nu în această lună se face. Se face în luna iulie. În luna august e târziu. Consider eu că este târziu. Cei care ați dat rame la ouat în luna august, ați observat că probabil din 10 colonii, 3-4 vor oua în acele rame. Bun, eu în această perioadă nu le mai fac absolut nimic. Nu mai am ce să le fac. Toată lucrarea s-a făcut în luna iulie. O să și vă arăt ce frumos arată o colonie. Asta e un roi. Iată ce frumos arată. Eu mă îmbrac haine de protecție, indiferent de situație. Iată, albina asta, pui, curta proteică, ce le-am dat data trecută, au consumat-o. Iată, acum albina e liniștită, mai ales că nu mai umblu la cuiburi, nu le deranjez. Treaba e foarte, foarte bună. Ce fac? Iau două linguri și le dăm proteină. Așa. Le dau turtă proteică. Mai vin peste o săptămână, mai le dau. Până în luna lui octombrie fac acest lucru. Nu mai am ce să mă mai uit în cuiburi, doar dacă, de exemplu, observ că familia este agitată, îi lipsește ceva, atunci mai umblu la cuib. Până atunci o să le las în pace. Iată ce fain vine și se aliniază la turtă. Înseamnă că nevoia de turtă este destul de accentuată. Până când o colonie mănâncă așa, nu ai nicio problemă. Și nu mai trebuie să vin cu folie, cu alte minunății. În luna august, septembrie, nu tratez coloniile de albine. Ele au fost curățate foarte bine în lunile anterioare, cu ajutorul acidului formic. Un tratament la această dată îți scade și cantitatea de puiet. Probabil ați observat acest lucru, că faceți un varache, puneți benz, nu contează, orice. După care vă uitați, mă, nu am puiet. Nu am puiet, am foarte puțin puiet. Acum câteva zile mă uitai la unul, are 10 rame cu puiet. Cu puiet, fiindcă nu, acele 10 rame poate să fie 5, de fapt, fiindcă au coronițele de miere. Nu le deranjăm, cu cât deranjăm mai puțin, cu atât mai bine de acum încolo. Și youtuberii nu mai au ce filma pe la albine, ați văzut, filmează cu totul alte lucruri. Nu mai au treabă ei cu albinele în această perioadă. Nu mai ai ce să le faci. Bună, hai să ne uităm și la o colonie la care i-am dat turta cu 2 zile, cu și eu curios de ea. Să ne uităm. Este vecina de lângă, vecinul. Și să vedem, au mâncat, n-au mâncat, cum mănâncă, dar el acum se bagă pe turtă, ele cam consumă. Da, să văd în 2 zile cât au consumat. De construit, ele construiesc. E în regulă. Roade câte un pic. O săptămână jumate, nu mai am treabă cu ele. Bun. Dar sunt și colonii care nu au nevoie așa mare de proteină.
Și acum dăm atâta proteină cât poate să ducă. Eu nu dau mai mult de 200 de grame. Cam atât aveam de prezentat. Până data viitoare, numai bine!